Polițistul se mutase de 2 ani în Buzău după ce întreaga carieră și-a petrecut-o în capitală, iar sâmbătă după amiază își ajuta tatăl cu treburi la niște stupi pe care acesta îi deținea în apropierea satului Călțuna. Bărbatul în vârstă de 38 de ani, ajutor al șefului de post din localitatea Brădeanu, a fost înțepat de o albină și a început să aibă amețeli. Tatăl său a apelat ambulanța și între timp polițistul a mers cu autoturismul pentru a veni în întâmpinarea salvării. Starea sa s-a agravat și a fost nevoit să oprească mașina, intrând apoi în stare de inconștiență. Medicii l-au găsit în stare critică, iar manevrele de resuscitare efectuate timp de o oră au fost zadarnice. Polițistul suferea de diabet și era cunoscut cu afecțiuni cardiace. Necropsia a confirmat astăzi că decesul acestuia a survenit în urma unui șoc anafilactic. Cornel Petre avea 38 de ani, era căsătorit și avea o fiică în vârstă de 4 ani.